Bună ziua, dragi prieteni, sunt Silviu de la Semințe Plante. Astăzi suntem în Bălăceanca, în solarul domnului Gherghină Daniel, unde avem o mulțime de răsaduri. Vom vorbi astăzi despre tratamentul răsadurilor de legume. Reușita culturilor de legume este condiționată în mare măsură de folosirea la plantarea unui răsad viguros și sănătos, liber de agenți patogeni și dăunători. În procesul de producere a răsadurilor, provocările ce pot apărea au legătură cu apariția ciupercilor, ce cauzează căderea plantuțelor, ca de exemplu Pythium, fertilizarea incorrectă, ce duce la răsaduri slab dezvoltate, alungirea răsadurilor sau apariția dăunătorilor. Vom prezenta în cele ce urmează o schemă de tratament și fertilizare în 5 pași, care te va ajuta să obții răsaduri sănătoase și de calitate. Pasul 1. Combaterea ciupercilor ce cauzează căderea plantuțelor. Pentru combaterea ciupercilor ce cauzează căderea plantuțelor, vom aplica prin pulverizare fungicidul Folpan în doză de 15 grame în 10 litri de apă, urmărind acoperirea unui metru pătrat de răsadniță cu aproximativ 4 litri de soluție. Aplicarea o vom face după răsărirea plantuțelor, când plantele sunt încă mici. Pasul 2. Asigurarea unei bune dezvoltări a rădăcinii răsadurilor. După apariția primei frunze adevărate, pentru o bună dezvoltare a rădăcinilor, recomandăm imersia alveolilor în soluție de ProRoot în doză de 50 ml în 10 litri de apă, plus adăugarea fungicidului Previcur în doză de 10 ml la 10 litri de apă. Acest tratament se poate aplica și prin uldarea răsadurilor cu această soluție, folosind o stropitoare care să nu permită atingerea frunzelor. Pasul 3. Asigurarea unei creșteri armonioase. La 7-10 zile de la tratamentul 2, vom uda răsadurile cu Symbio Micro Grow în doză de 20 de grame la 10 litri de apă, în amestec cu ProRoot 50 de ml la 10 litri de apă. În cazul în care nu se poate evita aplicarea pe frunză, recomandăm reducerea dozei de ProRoot la 25 de ml la 10 litri de apă. Pasul 4. Prevenirea alungirii plantuțelor și creșterea rezistenței la mană. La 7-10 zile de la tratamentul 3, pentru prevenirea alungirii plantuțelor și creșterea rezistenței la mană, vom aplica prin pulverizare soluția Symbio Sprint Cupru în doză de 15 ml în 10 litri de apă. În cazul în care se observă prezența semnelor de infestare cu mană, produsul se poate amesteca și cu fungicidul Ortiva Top. Pasul 5. Pentru dezvoltarea armonioasă a răsadurilor și creșterea intensității culorii. Pentru dezvoltarea armonioasă a răsadurilor și creșterea intensității culorii, a nuanței de verde, recomandăm aplicarea foliară a amestecului de Green Top 30 de ml în 10 litri de apă plus Symbio Sprint Fier 20 de ml în 10 litri de apă. Mixul va ajuta la dezvoltarea plantuțelor, intensificând producerea clorofile, asigurând un răsad sănătos cu aspect plăcut. În schema de tratament prezentată nu am adăugat niciun fel de insecticide. Recomandăm montarea în răsadnița a capcanelor lipicioase pentru monitorizarea apariției dăunătorilor și în funcție de ce vedem pe capcane, intervenim cu insecticidele omologate. Dacă ai nevoie de informații legate de fertilizarea răsadurilor sau ai întrebări suplimentare, dă-ne un semn la adresa de e-mail fitosanitar@semințeplante.ro sau scrie-ne direct pe Facebook.